Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnule, bine te-am găsit. Am zis să nu mai fiu ăla ciufut, ciufutul de serviciu al României și să cedez, nu știu cum să-i zic, influențelor intelectuale ale invitatului meu, ca de fiecare dată, domnul Novăcescu. Bună ziua, domnule Novăcescu. Bună ziua. Servus, bă. Și să vorbim și despre ce-i frumos în România. Că am zis, mă, dacă invitatul meu scrie om cu o mare, suflet cu sâmare, rector cu râmare, cum să nu acheseze și el la lucrurile frumoase care se întâmplă în această țară minunată, în care curentul este cel mai scump din Europa, în care gazul de la noi până la Ruș mai are încă 15 intermediari. Ați crezut că va fi un om normal în emisiunea asta? Vă înșelați. Iar are sclipiri în care e om normal, după care Novăcescu îl pierdem, se duce. Aș Novăcescu, vorbesc despre lucrurile importante, că până să le vorbești tu despre istorie și ce mai făcut Brătianu pe nu știu unde o făcut, omul trebuie să plătească gazul, trebuie să plătească curentul, se înfurie când aude că între aragazul lui și gazul rusesc sunt încă 15 intermediari, dar eu le las asta la o parte și mă duc cu mare bucurie spre intensitățile tale intelectuale, aproape romanticoide, latinoide, mediterane chiar, de proslăvire a lucrurilor bune care se întâmplă în țara asta, chiar dacă sunt 0,1% bune și restul rele. Dar hai să mergem de lucrurile bune să vorbim. Vă rog, domnule Novăcescu, n-o zi acum, dragă. Înainte, dăm voie să-i salut pe telespectatori. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Vin cu optimism acum. Și nici acum nu mi-au spus ce discutăm. Totdeauna vin cu optimism aici. Nu știu ce discutăm. Despre lucrurile faine din România. Mă, de ce păcălești lumea? Că ca să, am zis ce ca discutăm să, și ai două să, foi în care ți-ai notat lucrurile ca faine. Ca să deconspirăm. Că inclusiv fratele meu nu m-a crezut că noi, că nu-i regie aici, că nu-i aranjament. O zis că, băi, sunteți niște actori perfecți. E o regie perfectă, e un scenariu perfect. Lumea crede că noi ne înțelegem aici. A avut dreptate. Mă, nu fi ticălos, nu minți. Deci vreau să vă spun că nu-mi spune niciodată temele. Mă, cum poți să minți în halul ăsta de naționalist, aproape, nici nu cum să zic, protocronist, când tu ai două foi acolo cu temele pe care ți le-am spus de două zile? Nu, mi-a spus că discutăm lucruri faine. Despre România. Despre România. Păi eu m-am gândit ce Dumnezeu putem să discutăm, ca să-i și convine. I-am trimis niște lucruri faine. Vă dau un exemplu, că sar de la una alta. I-am trimis despre proiectul statului cultural român. Un proiect grandios făcut, inspirat unui om politic român de către Lucian Blaga. Blaga l-a inspirat. Da, ce ți-am scris eu? Tu vrei să vorbești despre statul cultural român într-o țară în care politicienii nu mai deci citit o carte de 20 de nu ani? Nu vă spun ce cuvinte au folosit, că nu pot să le spun pe televiziune. Nu pot, adică ar fi sub decența mea să vă spun ce cuvinte intelectuale a folosit acest... Cristi din regie, nu dai un pic secvența aia cu decența lui când făcea semnul ăla Digitus Impudicus pe la televizor și arăta degetul mijlociu, că decența lui are de suferit. Hai să vorbim despre statul cultural. Dar vreau să termin. Lumea nu crede că aici nu e aranjament. Crede că ne înțelegem, că uai, ce nu e nicio neînțelegere. Totul e instant, ca și cafeaua. Pe loc se pregătește, pe loc se trăiește, pe loc se suferă, pe loc se bucură. Cum e? Bun, cu ce vrei să... Poveștile frumoase ale României. În sfârșit, dacă vă uitați, am văzut că sunteți mulți care vă uitați o săptămână întreagă la Sabin German. Eu am făcut eforturi, aș zice, peste puterile mele săptămâna asta, să mă uit în fiecare seară la German. Păi din a treia seară am început să devin nervos, să fiu agitat. Deci dacă te uiți o săptămână la German și înțeleg că sunt unii care vă uitați cu lunile la el în fiecare seară, ba nu că vă uitați, așteptați să... Deci a fost religia, drogul mulțimilor, a fost, mă știu ce. Da, mă, vezi cum te mâncă în freză iară. Zi-mă de statul cultural. Uite cum stau eu, blând, cu voi naționaliștii. Zi de statul cultural. Măcar o dată la săptămână să vorbești și de lucruri frumoase, că tot transmițându-le oamenilor negaționism, nu te critic. Eu? Nu pe tine te critic. Da, mă, da, eu fac lucrurile să întâmple în țara asta sau politicienii pe care tu i-ai ales. Și tu nu i-ai ales. Nu, că eu am ales în Parlamentul European.
Acolo sunt alți proști, dar el de altfel. Ia scoate-ți buletinul, nu mai minți că ai fost la toate scrutinele. Nu mai minți că și tu ai ales, nu te mai spăla pe mâini ca Pilat din pont. Am vrut numai să te enervezi. A, nu că nu mă enervez, ești foarte calm. Nu se poate enerva pentru că i-am dat doza de rudoterină. Nu, nici vorba. Și tu ai ales, deci și tu ești responsabil, nu numai, dar mereu, nu vezi, la români e o boală, negaționismul ăsta, să moară capra vecinului, invidia, ura. Sabin German, cred că principi... Tu ziceai că de ce se uită lumea la mine, că tu nu te poți uita. Vezi, invidie, ură, tu le ai pe astea toate. Păi, la tine e depresie. Eu devin depresiv dacă mă uit la tine, serios. Deci totul e rău, totul e dușmani. Care dușmani, mă? Că voi sunteți cu dușmanii. Dușmani, atacăm, ăia, fac, rup, nimic frumos. Băi, tu te-ai uitat la mine sau la Bruce Willis? Nu, dar serios, oamenii au nevoie și de povești frumoase. Pentru că, și cred că cel mai grav lucru care ni se întâmplă nouă românilor, și aici nu te mai uita la ceas. Mamă, că e important. Trebuie 7 minute și te las să vorbești de femei frumoase și de povești frumoase și tu nu vorbești. Important ce spun eu. Zi. Ce e grav la sufletul românesc că și-a pierdut simțul admirației. Noi românii am pierdut simțul admirației, instituția admirației. De exemplu, eu nu te mai admir pe tine, Sabin German. Nu-i cazul meu, că eu chiar te admir pentru curajul și uneori pentru nebunia ta. Asta că nu ești normal. Zi. Așa. Nu ne mai admirăm unii pe alții, nu mai admirăm lucrurile bune care se fac. Nu mai ne admirăm țara, nu ne mai admirăm vecinul, nu ne mai admirăm... Dar din cauza cui? Că există o cauză. Că nu ne-am născut non-admirativi. Nu ne-am născut ciufuți. S-au născut copilul român evident și ciufuți, s-au născut americanul zâmbini. Evident că ce facem noi astăzi e că ne limităm să admirăm ceea ce ne proiectează pe retina noastră și în spațiul nostru sacru, televiziunea. Asta admirăm. Sabin German, aici e pericolul. Nu cred. Că devenim o societate, și așa suntem noi, o societate periferică. O societate care nu mai are încredere în capitalul ei, cum să vorbesc ca să mă priceapă oamenii. Asta tot de la Brăteanu am învățat. Degeaba ții discursuri pompoase pe care nu le înțelege nimeni, că n-ai făcut nimic. Asta era una din... Mulți o trebuie. 10 cărți ai citit ca să înveți chestia asta, așa? Că nu puteai avea în sufletul tău. Revenim. Numai de la Brăteanu învățăm. Și eu am învățat să fac omleta tot de la Brăteanu și cartofi, paică la vintilă, Brăteanu, niciodată n-ați mâncat. Și mișcări de du-te vito, tot de la Brăteanu. Sunt un oameni care, dacă le pui sare pe rană, sare așa în sus. La Sabin German, dacă zici cuvântul Brăteanu, la fel. La fel e senația. Să revenim. Este asta obsesivă a ta? Nu e obsesivă omul lui Dumnezeu. Zi-mă povești frumoase despre România. Lasă-mă să termin cu chestiunea asta. Cu instituția admirației. Că și ceea ce faci tu, și aici e un reproș direct, tu contribui prin negaționismul ăsta, și prin formula asta pe care o ai tu, prin... Ai două acțiuni majore și este un motiv pentru care eu vin măcar o dată pe săptămână să mai pun un scut în fața asaltului germanist că... Hai că te-ai mai comparat o dată cu Iisus Hristos. Zi. Nu, nu, nu. Una din lozincile lui German. Familia este patria mea. Corect? Sau cum o formulez? Poate n-am reținut bine. Nu știu. Ba da. Numai tu reții porcării de genul ăsta. Păi nu că-s porcările tale, că tu le rostești. Eu am dat un interviu în Adevărul care am scris România este țara mea. Transilvania este patria mea. Nu, patria dar tu zici sufletul... ceva de... Familia este patria mea. Patria mea prin... N-ai zis așa ceva? Poate zici mereu. Cichidana. Nu, mă zici mereu. Mă uit la Cichidana. Nici nu mai știe ce zice. Vă dați seama că, de fapt, nu vorbește el. Vorbește o gură, are o limbă care e proiectată. Unii stau acolo și nu-și mai aduce. Păi, e obsesivă chestia asta că patria mea e familia. Mă, tu te-ai uitat la Becali sau la ce te-ai uitat? Nu, mă, la tine mă uit. Zi-mă de lucrurile frumoase. Vedeți, doamne și domnilor, eu încerc să aduc o dată la 5 săptămâni. Hai să vorbim despre lucrurile frumoase. El nu e în stare să vorbească despre lucrurile frumoase, pentru că, exact așa cum spunea, invidia, râca, toate astea îl compostează, îi compostează sufletul românesc. Zicea Mihai Ralea, de exemplu, că românii au complexul întârzierii. Uite! Invitatul meu întârzie de 10 minute să vorbească despre România la modul frumos. Hai să arăt eu despre România, o vorbă faină, dăm Charlottenburg-ul. Uite, vorbește-mi despre satul ăsta rotund, despre satul ăsta extraordinar. Unic în Europa, dar părăsit, pentru că nu e așa, noi nu trebuie să ducem, nu știu, în patrimoniu UNESCO așa ceva,
noi trebuie să stăm să zicem că suntem niște idioți. Pentru că așa îs ăia 588. Opriți Cristi Lișoan, oprește, dă înapoi, dă un pic înapoi. Nu. Să spun de ce s-a făcut satul ăsta așa. Nu zi. Dar poți să-l dai un pic, să ridici un pic imaginea ca să se vadă în ansamblu sau așa, e perfect. Vedeți? Este în cerc. Iasă, ca la școală, elevul Sabin German. Te rog frumos să-mi treci la tablă și să-mi spui de ce crezi... Mă, tu vrei oprit imaginea ca să spui ce vedea toată lumea că e în cerc? Da, de ce crezi că au făcut chestiunea asta? Ca să se apere, mă. Să fie o comunitate închisă, să fie o comunitate... Dar care... de ce? Că satele bănățene, după sistematizarea... E singurul sat din România care e așa, nu e satele bănățene. Stai un pic. Mai lași un pic. Satele bănățene de la mine, din Cara Severin, care erau pe graniță, de asta le-au adunat austriecii, habsburgii, pentru ca să se le transforme, în cazul invaziilor turcești sau tătare, să le transforme în avamposturi, în cetăți de apărare. Însă, faptul că acest sat este unic, adică la fondare așa s-a făcut în cerc, are o explicație istorică. Nu știam despre chestiunea asta. E Charlottenburgul. Charlottenburgul, nu știam despre tema asta, că vrei să o duci în discuția. Nu, am zis lucrurile frumoase din asta, România. Dar explicația este în sistemul husit de apărare, Sabin German. Acolo este... Și de... comunitate. Exact. Acolo este acest... Nu cunosc prea bine comunitatea. Bănui, după cum o văd... E un sat aproape părăsit. Așa. Acolo au fost niște jvabi care sigur au trecut la protestantism sub influența husită. Husiții de la Jan Hus, sistemul de apărare a carelor în cerc, care a fost revoluționar la vremea respectivă, tabelele de care, așa mă gândesc eu, uite că biserica este în mijloc, sigur acolo este casa parohială lângă biserică și în jur toate casele satului în sistemul ăsta de apărare l-au transformat într-o cetate. Se vede aici. Asta e biserică, asta e primărie, asta e casa parohială și asta e școala. Exact. Deci în centru aveau toate instituțiile pe care le apărau. Au făcut cu casele lor zid în jurul instituțiilor... Uite, am zis eu un lucru bun în România. Jurul instituțiilor fundamentale, adică jvabii, aveau capital social simbolic în comunitatea asta lor mică. Și noi ce avem? Care e capitalul social simbolic, să înțeleagă oamenii? Școala, biserica și primăria, adică autoritatea statului, de la Hristos citire, dați cezarului ce al cezarului, trebuie să dăm și noi ce al cezarului, da. Adică impozite, respectul autorității și ascultare față de ordinele autorității, trebuie să ne îndeplinim. Dacă nu-i prostă autoritatea, că dacă corect, ascultam în 89 corect. De Ceaușescu, nu mai vorbeam noi astăzi. Dacă, categoric, dacă autoritatea nu mai e autoritate în sensul cu care a delegat-o, cetățeanul, dacă vrem, formula lui Voltaire, sau divinitatea, formula monarhică, și se transformă în mamona, vorba lui Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, atunci tu, cetățean, ești dator... Îți creezi legitimități istorice odată la însă ce facem noi și ce faci și tu, îți reproșezi. Nu! No. Ce faci tu e că subminăm acest capital social simbolic. Cum îl subminez, mă, cu sufletul, zici uite, și mie. Cu chestii îl subminez cu ce? Că eu mi-am plătit impozitele. Tu ți le-ai plătit? Da, dar prin actele pe care le faci tu, prin comunicarea, prin rostirile pe care le faci zi de zi, săptămâni, luni, de ani aici, subminez acest capital cu ce, simbolic. Mă? Pe de o parte. Când zic că prostul e prost și a ajuns la putere sau la guvernare sau unde asta a ajuns, e una. Eu subminez. Asta e una. Deci trebuie să zic, băieți, să nu vă stresați dacă dacă din întâmplare vedeți că de la 1 ianuarie 2014... Nu la asta mă refer eu. Aici ești dator să spui. Lasă-mă că eu te-am lăsat să vorbești. Dacă vedeți că din întâmplare, de la 1 ianuarie anul ăsta care vine, benzina o să fie mai scumpă în România decât în Austria, Franța, Belgia, Grecia, Slovenia, Slovacia, peste tot în lume, în Europa, să nu vă stresați. Este, de fapt, marea șmecherie a lui Sabin German de a submina autoritatea. Monstru care zice, bă, dacă trebuie să spun adevărul, eu spun adevărul. Că nu vă place vouă, aia e treaba voastră. Nu știu de ce mă bagi pe mine în aceeași oală cu cei pe care îi blamezi tu. Că nu sunt în aceeași oală, n-am participat la actul de guvernare, nu l-am susținut. Eu mă refer la altceva. Da, la ce te referi? Mă refer, spre exemplu, la demitizarea istoriei. Dar nu vreau să discutăm despre asta. Numai să înțeleagă oamenii, un popor
care nu mai are mituri, oameni buni, înțelegeți? O societate care nu mai are mituri e un popor periferic, e un popor decăzut, e un popor care se prăbușește. Aici a fost iritarea mea, de asta l-am provocat și mă bucur că a acceptat să avem această polemică. Că în continuu el se străd... Tu m-ai invitat la emisiune sau te-am invitat la emisiune? Te-am provocat, am zis, mă, te-am provocat, nu mai auzi bine, iarăși țigându, nu știu unde. Am zis, te-am provocat. Poate vrei să dau dialogul de pe Facebook în care ziceai că promo e foarte urât și după aceea spuneai, de ce spui că e promo foarte urât la distanță de 2 minute? Și eu ți-am zis, uită-te ce ai scris. Putem să rămânem în Banat. Nu, putem să rămânem la lucrurile frumoase despre în Banat, așa. În Banat, unde vrei tu? Zi, numai zi. Îmi permit să spun o poveste frumoasă și neștiută a României. Da, pun pariu că e de la tine de acasă. Păi știi că de la mine, că ți-am trimis fotografii ca să vezi povestea primului orfelinat țărănesc din România. Știați că a existat așa ceva? Un orfelinat făcut în 1927. Da, mă, e bunul tău. Zi. Nu fi țăran. Nu fi țăran. Eu sunt țăran. Așa. Da, mă, e acesta bun, este orfelinatul făcut în satul de unde mă trag eu, zidit în 1927. Foarte fain. Bă, au pus niște termopane excelente. E funcțional și astăzi. Sunt în jur de 50 de copii orfani adunați din tot județul Caraș Severin. Sunt întreținuți de comunitate, de comunitatea baptistă din Prilipeț. Trebuie să precizez, eu nu sunt baptist, bunicul meu a fost întemeitorul comunității baptiste din Prilipeț și întemeitor al acestui orfelinat și, dacă vrei, aceasta e valoarea simbolică care e cea mai importantă pentru mine. Nu. Și este o poveste frumoasă. Ce meritai în povestea asta? Ce meritam eu? Că sunt am primit de la bunicul meu o moștenire spirituală sub care nu pot să cobor. E foarte fain ce a făcut bunicul tău. Și chiar o zic fără bâză. Fără miștouri, fără nu știu, chiar dacă vine să râd. Că el are meritul că o primi ceva de la bunicul său. Dar nu e nicio problemă. E adevărat că te făstăcești și eu m-aș făstăci. Nu înțeleg, nu, cu ce mă... Ai încă o chestie faină despre România. Uite, vezi, asta mi se pare porfelinat țărănesc. Dacă erau de astea peste tot, poate era mai deștept. Cât costa în 1927, da, mă, arată. Poza cealaltă, cu corect. Actul... Fără termopane. Fără termopane, cât costa, ca să vedeți ce putere avea leu în 1927? Uite, Sabin, în casa aceea pe care ai văzut-o tu, dar în spate, după aceea, după 1950, când au naționalizat, mă rog, comuniștii, l-au transformat într-un fel de dispensar spital acolo. Deci, casa aceea costa 4.000 de lei. Atâta l-a costat pe bunicul să o ridice. 4.000 de lei plus mobilierul, ce-o donat, tot ce-a fost, a fost 40.000 de lei, haină, hrană. Na, cum să nu fii mândru? Cum adică ție îți vine să râzi de asemenea moștenire? Nu, mă, mie nu venea să râd de moștenirea asta, pe care, cum să zic, chiar o apreciez. Așa cum apreciez și satul ăla Charlotte, îmi venea să râd de tine, cum zicea, meritul meu este că am primit ceva de la bunicul meu. Mare merit. Și mie e bună, am dat câte 100 de lei, că credea că mă duc în armată, dar eu eram la facultate. N-ai priceput nimic. Da, mă, bine. N-ai priceput. Ok. Hai să vedem. Uite, ți-aș arăta, dacă aveți... toată lumea când vorbește despre lucrurile bune, despre oamenii super faini din România, ori merg la politicieni, ori merg la nu știu ce... Uite, mie îmi place că ai venit la țăranul de bunicul tău. Și țăran, când zic țăran... Soldat zic în armata austro-ungară, a fost în regimentul... cu Iuliu Maniu. Uite, e o poveste fascinantă. Dacă... Uite, îți mai arăt o poveste fascinantă. Femeia asta are 80 de ani. Și lucrează, este un reportaj filmat anul ăsta în primăvară, lucrează încă pământul, în timp ce eu cunosc, cred că 20 de oameni pensionați de boală la 45 de ani și dacă mergem fiecare pe strada lui, găsim minimum 50 de șomeri care stau, uite așa, și zic, dar păi de ce nu mărește ponta sau Băsescu, da, știi de sau ce? Nu știu care? Pentru că statul român a făcut o asemenea politică publică, care a încurajat nemunca, care a încurajat ajutoarele sociale. Și mama, cum o văd pe doamna, pe măicuța asta, așa e mama. Acum, când am plecat-o din Banat, că am fost la sfârșitul ăsta, grija ei era să are grădina. Da, și am zis, și mama, ai mai la fel. Și am zis, mamă, pentru numele lui Dumnezeu, mai las-o, nu! Și la fel are și mama, 77 de ani. Grija ei era ca la fel, mulțumesc, asemenea. Asta era grija ei, esențială. De asta prietenul tău, domnul Weiss, care trăiește aici în comuna mea, da,
Raoul Weiss. Așa. Scriitorul francez care s-a mutat lângă Cluj și a zis nu mai întrebe nici Strasbourg, nici universități, vreau să fiu țăran transilvanian. Exact, dar au zis că ultima civilizație europeană este aici, în Transilvania, în România, și țăranul e ultimul civilizat al Europei. Da, și spune că țăranul român este mult mai civilizat decât o grămadă de corporate, de corporatiști a Europei. Luăm un pic de publicitate, ne întoarcem. Ați văzut că se poate să nu ne batem, dar nici nu știți câte pachetele de la mici de prafuri au costat ca să nu ne batem. Deci, tate. Am revenit. Hai să povestim un pic, ca să nu îmbați după aia obrazul, că n-ai putut vorbi despre statul cultural. Marele stat cultural, marele proiect al statului cultural român. Și când mă gândesc la statul cultural, înși vin în minte, știi cine vine în minte acum? Aia care sunt celebri peste tot. Guță, Salam, Copilul Minune, Vasilică de la Turturel și Turturelul de la Vasilică. Pentru că... ăsta e reproșul. Ia să vă fac și eu niște reproșuri, că voi mă tot frecați la căpățâne cu reproșurile voastre ăștia istorice. Ia să vă fac și eu reproșuri că, uite, n-a scris nimeni de ctitorialul bunicul tău în cărțile de istorie. N-a scris nimeni despre Charlottenburg în cărțile de istorie. În schimb, care cum o tăiat sau s-o tăia la deget bumbătăria cu turcii, toți sunt în cărțile de istorie. Și pe Esca ați băgat-o în cărțile de istorie, și pe Cete Popescu, dar e de Ioan de Hunedoara, îs două rânduri, de Matei Corvin vreo 4 rânduri jumate și Nicolae Bălcescu are vreo jumătate de pagină, în timp ce la Oxford, în manualele de istorie, pentru ăia deștepții de la Oxford, Nicolae Bălcescu este aproape un capitol, pentru că împreună cu cine era la maghiari în 1848, așa? Coșut. Cu Coșut, ei au fost pilonii pe care se sprijineau Revoluția din 1848. Ei au fost teoreticienii, nu mai ambala, nu mai umfla. Pilonul a fost Avramiancu la Revoluția de 1848 din Transilvania. Nu, Bălcescu. Nu începem cu Avramiancu, pentru că știi foarte bine... Avramiancu, pentru că Bălcescu a fost în culise, negocieri, proiecte, viziuni. Și Avramiancu ce-a făcut? Avramiancu știi că foarte multă lume... Acțiune, foarte, a făcut acțiune. Știi că foarte mulți... A pus lancea în pieptul furtunii. Mă, iară mă luați cu poeziile astea. Știi că foarte mulți istorici, îmi pică foarte rău să vorbesc despre asta, din Occident, îl consideră pe Avramiancu așa cum îi consideră și pe ceilalți care au comandat armatele maghiarilor, care au făcut excesele alea cu românii Munții Apuseni. Și Avramiancu este condamnat pentru Aita Mare și pentru măcelul asupra nevestelor, copiilor și așa mai departe. Deși Avramiancu, uite să știi că a fost salvat de un medic ungur de la moarte. Știi, nu? Atunci în 1848. Care a și primit de la... Vezi că trebuie să fie pe undeva prin... S-a trimis poza. A și primit de la primarul român al Roșiei Montana un fel de adeverință prin care nimeni n-avea fost voie să-l supere pe acel doctor ungur, pentru că l-a ascuns și l-a salvat pe Avramiancul nostru acum. Deci să nu începem în chestia asta, că fie în 1848 românii au fost criminali pentru unguri și ungurii criminali pentru români. Ce au făcut ungurii, ce știm noi din istorie că au făcut atunci excesele alea asupra românilor, s-au întâmplat și din partea românilor. Asta e una, Sabin German, deci, nu contestă nimeni. Nu compara așa, Bălcescu eu vorbeam și Coșut de oamenii rolul... care au omorât femei. Nu. Nici de o parte, nici de alta. Și cine copii. Femei? Uită-te la Aita Mare, nu mai vorbim. Despre lucrurile frumoase din România, hai să povestim. Nu, eu spuneam că e diferență între teoretician. Asta este recipisa prin care, cred că ai și cartonul să vedem ce scrie, este originalul cu ștampilă, cu pecetea din 1949, îi dăduse deja primarul din... 1849, nu 1900. 1849, vreau să zic. Primarul din... Când eventual la urmaș a fi dat. Nu, la urmaș. Sau poate era un ungur de ăsta, ca în filmele cu Highlander, trăia sute de ani. Ce ai, mă, că primarul din Roșia Montană era român? Dar tu ai zis 1900 și eu am zis că nu putea trăi atât... Și te rești de amănunte, ca muta la pendulă.
iarăși, o expresie, da, expresie frumoasă, pentru care sunt convins că fiul tău, care e foarte încântat să te audă pe tăticul lui că vorbește așa. Dar nu se uită așa la televizor la mine. Nu se uită, că i-am spus, nu te uita la tata. Să închim să uită, ai-ți copii și te aud pe domnul profesor de limba română cum vorbește. Dar ce înseamnă muta la pendulă? E o expresie academică, specifică unui profesor de limba română. Mă face să citesc de expresiile tale academice, că mă amendează ce ne aud. Deci, uite, vezi, asta scria Ioan Sam Petteri, Ianoș Sam Petteri, era grafia vreme, uite. L-ai maghiarizat, Ianoș Sam Petteri. Nu mă, chiar așa era, dar românii românizau numele ungurești și ungurii ungurizau numele, uite, vezi? Cum tot din obișnuință, și tu din obișnuință ai zis... Tu nu ești normal, eu ți-arăt, uite-te și la limbă, dar tu ai o problemă. Uite. Nu, tu trebuie să te mai controlezi, știi, când ai exprimări de-astea necontrolate. Ianoș Sam Petteri. Păi Ioan Sam Petru. Bă, tu, voi aveți, ăștia naționaliști, aveți o problemă. Simeon Balint. Da. Era prefectul Salinelor lui Avram Iancu. Primarul, judele primarul al Roșiei Montana, înțelegi? Judele primarul, Amos Iordasian, ăsta era maghiarul, dar Ianoș Sam Petteri... Cred că era, nu era maghiar, era din ăsta, cum îi zice... Nu te uita după Ian. Nu? Armean. Cred că era armean, foarte mulți armeni. Dar Ianoș Sam Petteri a fost un doctor celebru în zonă și pe vremea aia nu făcea nimeni distinție între români și unguri. De atunci au început ăla e ungur și ăla e român. Că până atunci, dacă erai sărac, vorbeai, puteai vorbi și românește și ungurește, că tot sărac erai. Dacă erai bogat, puteai vorbi și românește și ungurește, că tot sărac e, tot bogat erai. Nu, eu am vrut să spun că diferența, acțiunea știi și tu, că îi leacă împotriva deprimării, a deznădejdii. Ori tu ești o voce a deznădejdii românești, a deprimării românești. Să... Eu? Da. Dar de ce? Pentru că de ce, mă, că vă spun adevărul? Nu, mă, dar eu nu te acuz, omul lui Dumnezeu. Dacă ce? Ești o voce a deprimării, a depresiei colective românești. Ești o voce, de asta e și succesul tău și audiența, pentru că ești o voce, exprim de, însă depresia. Da, mă, ce fac? Eu citesc ziarele și spun ce scrie în ziare. Da, mă, nu te înțelegi, că nu te acuz, mă, omule. Îți spun ca fenomen, ca fenomen social ce faci. Zi. Însă leacul la depresia colectivă nu este lamentarea, oameni buni. Păi acțiunea. Și cine o scrie lamentarea? Păi un pic tu te cam lamentezi seara. Acțiunea, frate. Mă. Acțiunea, frate. Societățile... Nu spui mie de lamentare? Dă-mi, rog, cele două campanii ale mele, că să-mi duc eu pe asta câte campanii. Societățile se îndreaptă, se modernizească, se primenesc prin acțiune, prin violență, domnul Sabin Gherma. Din istorie îți spun asta. Prin violență nu o să accept niciodată violența. Păi altfel nu se schimbe. Orânduirile sociale în istorie e dovedit asta. Sunt schimbate prin violență. Pe mine nu o să mă vezi niciodată făcând apel eu la violență. Eu îți spun, nu că tu faci apel. Eu îți spun. E o legitate a istoriei. Știi care e baiul cu tine? Eu ți-am mai zis-o și ai recunoscut-o. Că tu, ție ți-e frică să riști. Dar nu-i treaba tău, mea. Baiul tău, ăla mare. Na. Uite, vezi, asta e campania mea. Ok. Rămâne un pic aici. La excelentă. Excelentă campanie. Da, ai vorbit tu, acum vorbesc eu. Dar să nu plecăm de pe campania Bun. Baiul tău al mare e că în loc să vorbești din suflet, tu vorbești pentru Cutărescu, Cutărescu, Cutărescu. Oare ce zice domnul rector cu rămare dacă mă aude? Oare ce zice Cutărescu dacă mă aude? Vorbește, bă, pentru lume. Că sunt lucruri rușinoase în istorie, cum sunt lucruri foarte faine în istorie. Peste tot istoriile sunt la fel. Știi foarte bine, vagonul de la Vichy al francezilor este celebru. În acel vagon, pe de o parte, s-a semnat capitularea rușinoasă a francezilor, care oricum fac trenul când le amintești de ea. Este bancul ăla. De ce nu au găsit americanii? De ce nu au americanii pașaport în Franța? Pentru că nu au găsit pe nimeni când au debarcat în Normandia. Toți erau fugiți. Ok? Și în vagonul de la Vichy s-a semnat și marea victorie, nu-i așa, împotriva nemților. Și când te duci la Vichy acolo, te duc numai în partea alaltă. Le încurci. Te înșeli. Ba le-ai încurcat. Uite-te la vagonul de la Vichy. În vagonul de la... vagonul ăla s-a semnat, a venit von Rathenau, da, care era ministru de externe al Germaniei Imperiale. Și ce-o semnat? Capitularea Germaniei, nu a Franței, că tu ai zis a Franței. Von Rathenau, știi care a fost? El era evreu de origine. Și von Rathenau a fost considerat de naziști și de Hitler, de toată propaganda hitleristă și nazistă,
De asta o să-i se complotul evreiesc cu privire la înjunghierea. De toate afișele naziste erau da, mă, știu, cu un pumnal înfipt atenție, în spate. Vagonul la Vichy. Von Rathenau a semnat armistițiu de la, din 11 noiembrie 1918 și pe aia și-a aruncat mânușa și-a zis, o crezut săracul că scapă. Mânușa asta a semnat armistițiu, nu eu. Da, mă, stai un pic, în 1929 l-au asasinat naziștii. E un pic diferit. În același vagon în care Germania a semnat capitularea, Hitler i-a obligat în 10 iunie 1940 pe mareșalul, pe generalul pe atunci, pe mareșalul, ba da, era mareșal, să semneze armistițiul Franței. Atenție! Mareșalul Petain era susținut de toată clasa politică și încurajat. Nu știu, vreau să spun că Hitler așa o considerat vagonul, el că onoarea Germaniei poate fi spălată punându-i pe francez în același vagon să semneze capitularea Dacă Franței. Mergi la Vichy, am mers întâmplător la Vichy, acolo se păstrează toată nebunia asta și o să vezi că ghidul spune un pic invers, așa cum ți-am spus, nu contează. Nu zim de... Ce spune dă-mi invers ghidul? Înseamnă dă-mi... că e un ghid nepriceput. Da, mă, era Novacescu. Zi-mi, dă-mi cealaltă, că ziceai că vrei să comentezi despre... Asta. Consumați cât mai multe posturi. Ce înseamnă chestiunea asta ca mesaj adresat cetățenilor români? Că tu ești adeptul la ce? A ce? A unei soluții prin care, prin noi înșine, să salvăm economia națională. Nu-l mai gândi da, la sicriu pe Brătian, că nu sunt prin noi înșine. Mitocan, nu fi le mitocan roman, fi profesor Ardelean. Mă, nu fi le mitocan roman. Dar de ce deci trebuie să-mi aduci tu? Că... Păi asta faci, nu-i nicio esență în ceea ce promovezi tu cu chestiunea asta pentru sănătate. Și ajungem la Brătian, nu? Nu mă, vreau să le spun oamenilor că Sabin German pare el original și că el este întemeitor de... Nu, Brăteanu spunea și el chestiunea asta. În aceeași formulă chiar. Găsește înregistrarea cu Brăteanu când făcea chestia asta. Sabine, prin noi înșine ce crezi că este? Da mă, stai un pic. Esența concepției lui Brăteanu prin noi... Mine cu Brăteanu pentru că Brăteanu este un om de stat și eu sunt un realizator de televiziune. Nu frate, sunteți de aceeași concepție, adică naționaliști, naționaliști. Este o diferență. Nu-i nicio diferență între tine și Brăteanu, sunteți amândoi naționaliști care militați pentru promovarea economiei românești în competiția ei cu altă economie. Tu ai impresia că eu am stat și am copciolit din tot ce am citit despre Brăteanu, despre așa și naționalist? Nu, tatucă. Eu, la chestia asta, că m-am gândit, am pornit de la următoarea fază. Dar prin noi înșine. Prin noi înșine sunt toate, mă. Nu sunt toate. Faptul că au găsit, că-s două concepții liberale. Dă-mi voie să vorbesc. Nu e găselniță, e o rostire teribilă. Da, mă, e o rostire teribilă. S-a făcut pielea de găină, zi, acum, ce este și trece. Ține-te că mai avem un pic până la publicitate. Nu fi mitocan. Stai să uită fiul tău la emisiune. Nu se uită, că nu lasă. Se uită și nu-i place ce vede. Mă, să vorbesc. Așa. Taci. Ține-te și taci. Ține-te și abține-te. Eu când m-am gândit la campania asta, să nu crezi că m-am gândit la Brătian. E adevărat, Brătian a avut prin noi și ne taci. Eu m-am gândit așa, mă, culmea, ce neau mă obligă să da, dau mă, pe știm, postaci. Toată lumea știm chestiunea asta, știm. Taci, bă, dar taci, abține-te, bă, tăieți microfonul, luați-l, aduceți pe Vasile, pe bodyguard, să-l pună mâna la gură. Ce neau te obligă să dai că bezi 2 litri de apă pe zi? Mâncați legume, faceți mișcare în draculacul. Eu aș fi vrut, de exemplu, să pun un astfel de clip și pe televizor. Însă, Comisia Europeană, un astfel de clip l-a interzis în Franța. Pentru că, ziceau ei, piața comună europeană, de aia este comună, să nu avantajați un produs sau altul. Ori eu m-am gândit așa, bă băiatule, noi n-am mers să facem mall-uri acolo, nici n-am cumpărat teren agricol de la străini, nici n-am fem. Eu dacă mă duc în Franța să cumpăr teren agricol sau în Austria, legea de acolo, legile de acolo nu-mi dau voie. Ăia, dacă vin aici, numai de la 1 ianuarie 2014, cât vor ei? Câți bani au fost să cumpere? Nu vă cescu? 8,5% din pământul arabil la România este vândut. Nu de la 1 ianuarie, acum ce vine. Este vândut deja. Unor societăți juridice, nu unor persoane fizice. Eu asta vreau să spun că de la 1 ianuarie 2014... Da, mă, și-o fiecare o firmă și-o luat. Da, bun? Da. Bun, și atunci am pornit așa. Bă, băiatule, adică eu oricum am pornit în Europa cu un handicap. În europeană. Odată din partea politicienilor noștri, Trăznil Arpela, care a fost atunci pe vremea mineriadelor și o chema minerii în capitală, ok? Ba din pricina celor care vedeau în România nu o țară cu un statut cultural, economic, civilizator, cum vrei tu, ci o piață.
mai intrat încă una, ok, băgați 5 moluri, 7 bănci, Radei, ok? Singura mea apărare a fost ce? Să mă duc în piață la Cluj și să cumpăr de la hoștezeni. Să mă duc în piață la Iași și să cumpăr de la oameni de acolo. Să mă duc în piață la Maramureș sau la Timișoara și să cumpăr din piețele de acolo. Ori, nu o lua repede orice intrăm la Brătianu, numai că ți-ai scris un treilea de doctorat, Doamne, sfințește pe Brătianu, fă-i statui și fă-l sfânt. Că n-a fost. Nu, nu, iar ești țărănoc și lipsit de cuvința necesară pe care ar trebui să o ai ca intelectual. Față de? Față de memoria înaintașilor tăi. Mă, înaintașul meu a fost Maniu, de exemplu. Brătianu nu mi-l simt înaintaș. Nici nu vreau să fie înaintaș. Păi de-ai promovezi ideile pentru numele lui Dumnezeu. Nu, promovezi ideile mele. Faptul că el a avut o lozincă prin noi înșine, asta mi se rupe. Nu la asta, că dacă ar fi avut o lozincă și dacă n-ar fi fost urmată lozinca de fapte fondatoare, hai să discutăm. Mă, tu când ești în pielea goală, tu îți aduci aminte de strămoșul tău Adam? Nu, iarăși duci discuția. Hai să discutăm dacă despre fapt. Dacă mai pe centură, mai eram ca Adam și Eva. Uite, Sabin German e foarte mândru și îl respect pentru chestiunea asta, care 90.000 de like-uri, nu știu pe ce site, la această rostire. Da. Adică, 90.000 de oameni, aproape 100.000 de oameni. Adică ai trecut de la stadiul de lamentatorul șef al Transilvaniei. Da, mă, numai voi vedeți acolo. Ai făcut o acțiune. Tu n-ai cum să înțelegi, cu tu n-ai fiind ardelean, n-ai cum să înțelegi. Ai făcut o acțiune. Deci n-ai mai fost lamentatorul șef al Ardealului, ci ai făcut o acțiune concretă. În spiritul, prin noi înșine. Adică, frate, n-o să vină niciodată englezii, nemții și americani. Dacă adică ai fi ardelean, ai înțelege, dar nu ești. Taci. Mă, dacă învață ai fi ardelean, să taci. Învață să fii ardelean, scapă-te de învățămintele alea de la Craiova. Din 1918, ardelenii tot tac. Ei bine, a venit rândul să spună, mai tăceți și voi, iarăși, Escu, și cine v-a promovat în țara asta? Și propagandă. Că numai asta ați făcut, de ce se uită Escu peste Carpați? Ca să vadă dacă este vreun post de directoraș pe acolo. De ce se uită Escu pe după ochelari? Ca să nu-și uzeze lentilele. No, ăștia sunteți voi, ăștia Eschi. Să revenim la lucrurile frumoase din România, dragă domnule Escu Novăcescu. Eu mi-s Bănățean deloc? Din Mihedinț. Din Caraș Severin, tocmai ți-am arătat, mi-s Bănățean. Îi respect pe cei din Mehedinț. Nu e o rușine să fii din Mehedinț. Păi nu, toată lumea e din Mehedinț, e la voi. Uite, s-ar putea ca județul Caraș Severin acum să fie prins în regiune cu Mehedințul, să știi. Asta apropo de regionalizarea pe care vor... Nicac da. Nu cred că își va permite. Nu știu ce zice. Și Corbu zise nicac da. Pău. Nu știu ce înseamnă nicac da. Nu știu, pe cuvânt. Niciodată, mă. A. Nevermore. Știi ce înseamnă? Asta o mai înțeleg. Nicac da, nu înțeleg. Dar văd că tu ești adaptat și la varianta cu nicac da. Nu se știe niciodată, tată, de Veselul sau Transnistria. Ok? Așa. Bun. Poți să mai zic și eu ceva sau... Zi despre lucrurile frumoase. Încearcă. Despre statul cu... Asta vreau să zic. Că și tu și acel bărbat de stat se fac lucruri importante. Uite, primul plan de electrificare al României. Știi cine l-a făcut? Cine? Sabin German. Cine? Nu știu. Cel pe care îl simpatizezi tu atât de mult, zici că nu te tragi de la el, dar îi promovezi tot spiritul. Ionice Brăteanu. Și știi cum s-a făcut primul plan de electrificare? Că e foarte interesant. Mă, dacă scriei doctoratul despre Maniu, acum ziceai toate lucrurile bune despre Maniu. Acum lucrez la o carte despre Maniu. Doamne, ferește. Escu să scrie cărți despre Maniu? Mai nebunit? Zi. Să-ți reamintesc că bunicul meu a fost în același regiment cu Maniu? Da, mă, zi. Are rost și că păstrez scrisorile cum trimitea de pe frontul de la Solferino bunicul și cum spunea despre speranța românilor Maniu, Iuliu Maniu. Da, mă, zi. Diferența dintre Maniu și Iuliu Brăteanu e că unul a avut șansa să fie mai aproape de regele Ferdinand. Fiind mai aproape și influențându-l, controlându-l prin regina Maria, a putut fi mai mult timp la guvernare. Maniu a ratat această șansă imensă. Pentru că în simpatia lui, ești atent la mine, domnul profesor de limba română. Zi, că s-atent. Fii atent, afli și tu, lasă. Dar despre Maniu, las. Maniu a pierdut șansa, marea șansă de a fi în grațiile lui Ferdinand. Fusese, de fapt, în grațiile lui Ferdinand între 1918 și 1922. Era totdeauna primit la Palatul Regal și Ferdinand le-a interzis oamenilor politici români, lui Ionel Brăteanu în special și lui Averescu, dar și lui Constantin Argetoianu, să umble cu manevrele lor orientale și balcanice, la care Brăteanu era foarte bun, era foarte priceput. Era o loză.
nu era o loază. În Brăteanu se amesteca perfect. Era de rasă pură românească, o felină politică, Brăteanu. Se amesteca și occidentalismul și orientalismul în el. Și la chestiile astea de culise, de manevre, era ca nimeni altul. Nu ți l-am comparat pe cu Ceaușescu? Bine ți l-am nu comparat. Nu poți să-l compari. Să-l compari pe Ceaușescu cu Brăteanu e corect. Să-l compari pe Ceaușescu cu, nu pe Brăteanu cu Ceaușescu. Pentru că Ceaușescu, după cum ți-am spus, i-a copiat... Ce scrie aici? Cazare în Pripileț, care aș se veni? Prilipeț, mă, se Prilipeț. Care aș se veni? 34 de pensiuni, hoteluri civile. Bă, tu în loc să încep chestiile faine din România, uite, mă, în satul meu, satul ăla nenorocit, de acolo din nenorocit, Caraș, sunt 34 de pensiuni, hoteluri civile, tu ai început. Brătianu, că am scris o carte despre Brătianu, știți, a făcut aia, a făcut aia, a făcut aia. Tătucă, chestiunile faine din România aparțin oamenilor simpli. Numai voi, istoricii, v-ați obișnuit să sugeți sugus. Bombonelele alea, să nu crezi că vorbesc aiureli, așa, să vă luați din ugerul mare, din vaca națională numită politică, tot felul de exemple. Ori eu spun în felul următor, decât să sugi la ugerul acelei românii, mai bine du-te către România aia simplă. Vezi? Acum te-ai mirat și tu, vai, în satul meu natal sunt 34 de pensiuni. Să-ți spun că nu sunt numai acolo, vreau să spun de ce sunt atât de multe acolo. Vezi cum uitați pentru voi ăștia că... de unde ați plecat, mă. Hey, de-aia nu o să fie niciodată România ca lumea, pentru că sunt o grămadă de escu de ăștia ca voi, care în loc să vină să vorbească, uite mă, acolo unde m-am născut eu, acum sunt 34 de pensiuni, hoteluri civile. Nu. Despre Brătianu, adică numai despre morți. Mai lasă-mă, tată, luați-i femurul și băgați-l la muzeu. Nu morți, nu-i morți, mă, e vorba de morți modelele pe care ne le oferă istoria românească. Că dacă nu pornim de la un anumit standard, de la un anumit model, adică de la oamenii care au făcut ceva, de la oamenii care au făcut ceva pentru istoria asta națională, tot o să bâșbâim și o să-i credităm pe nevolnici ăștia care nu fac nimic. Îți arăt model. Dăm pe femeia aia. Da, mă, dar nu numai dânsa e un asemenea model. Și de ce nu se începe cu ea, mă? De ce începeți mereu cu aia care au făcut și erau mari manevratori, exact cum ai zis despre Brătianu, manevratori, culise? Să-ți spun de ce. Pentru că Iorga spunea despre această femeie, da, dar spunea despre țărâncile din vremea lui, că ei sunt țăranii șoaptele tăcute ale istoriei. Și? Șoaptele tăcute ale istoriei. Și cine le-o tras-o urât de tot țăranilor, în afară de Brăteanu și Iorga? Brăteanu nu le-o tras-o. Nu fi Lemitocan Ardelean. În 1907 a fost o petrecere foarte mare în 1907 acolo la Flămânzi. N-a murit niciun țăran, din potrivă toți erau cu vodka în nas și cu fripturi, cu purcei pe masă, că așa a fost răscoala din timpul lui Brăteanu. Vedeți? 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 Propagandistul, ca să-l opresc. Propagandistul cum ia un fragment care îi convine, dar nu spune că țăranii nu s-au răsculat împotriva lui Brăteanu, oameni buni. S-au răsculat împotriva trusturilor arendășești. Îți reamintesc. Dar Pungeștiul l-ai văzut urând împotriva lui Ponta frații sau lui Băsescu? Fischer avea un arendă în Moldova 3 milioane de hectare. Trusturile arendășești din Moldova stabileau prefecții din Partidul Conservator și din Partidul Liberal. Stabileau prefecții și stabileau deputații și senatorii. Și? Împotriva lor s-a luptat. Și frații Fischer au trimis cumva jandarii împotriva lor? Sau cine a trimis? Guvernul sau frații? A, tu te rezumi doar la efect? 1907. Te rezumi doar la efect? La acțiunea represivă? Nu vrei să vezi și cauzele care au provocat răscoală? Când moare un om, nu mă mai interesează de ce a fost omorât. Știu că n-ai voie să iei viața unui om și acum, ca să te enervești mai tare, iau publicitate. Câte minute? Mai avem 10 minute din emisiune. Abia acum mi-au adus apă, oameni buni, dar n-am apucat, că de fiecare dată când nu mi-au adus apă, ca să mi se... Eu fac chestiunea asta, mie mi se pumpa, așa se pune paharul și eu de obicei fac așa. Și abia atunci beau apă. Acum o să rămân nici cu apă băută. Știți de ce nu bea apă? Pentru că am făcut bâze în pagină, în pauză și a spus că cineva o strănutat în paharul lui. Nu, de asta... La asta te poți, la propagandist, te poți aștepta la orice. Mai bine sufă, nu beau apă. Suferă, dragă. Că-i caz să suferiți și voi din 1918 încoace. Nu-i corect să te rezumi doar la cel care a coordonat represiunea răscoalei de la 1907, pentru că până în februarie, până în ianuarie 1907, a fost un guvern conservator care nu mai făcut față.
dezordinilor pe care la început țăranii le-au făcut, să fim cinstiți cu chestia asta, că țăranii de furie, de foame, de la ce-o pornire răscoala din 1907? Să fim cinstiți, mă, nu, nu, că încep zi. Și rămâne propaganda zi. Ta. Zi propaganda ta. În ianuarie, în vremea aceea, se făceau învoierile agricole pentru anul în curs. Adică țăranii care n-aveau pământ mergeau la arendaș și era legea învoielilor agricole. Adică se învoiau în schimbul a unui număr de zile pe an, arendașul... Îmi dă atâta făină și da. Nu, 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 îi dădea pământ pe care și-l putea lucra. Și păr din făină și da. Și arendașii ăștia, frații Fisher, au mărit numărul de zile și au zis... micșorăm suprafața de pământ. De ce? Pentru că crescuse nevoile de export, adică cererile de export pentru grâne românești. Și de asta a izbucnit răscoala. Și au început să ardă conace, să... Atenție, tu faci o diferență majoră. Când un om n-are ce să-i pune pe masă copilul lui, drept, totul drept. Este justificat. Pentru că și acum când se iese în stradă, țăranii care ies de la Pungeș... Păi iarăși te-ai contrazis acum. Că totul ce? Este justificat și crima și violența... Atenție, n-am spus de crimă. Spus că... O trebuie eu să intervin acum. Taci un pic, bă, tu ai o problemă de memorie. Nu, 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 tu ai spus de deranjul mare pe care l-au făcut... Deci în talerul istoric trebuie să punem pe ambele talere. Da, mă. Corect, dar tu nu poți să pui presiunea lui Brăteanu. Atenție, tu nu poți să pui pe picior de egalitate țăranul ăla care o da foc conacului pentru că nu a mai avut o bucată de pită sau de mămăligă să-i pună copilului pe masă și să faci semnul egalității între porcăria pe care a făcut-o Brăteană, care zice, bă, dar nicio problemă, se plece conservatorii că vin eu. Hai, jandarul. Nu e adevărat. Iarăși minți. Iarăși manipulezi. Nu e adevărat. Represiunea răscoalei de la 1907 a coordonat-o ministrul apărării din guvernul liberal, generalul Averescu. Din guvernul liberal condus de mama. De cine a fost condus? Mama. De să te văd, de cine a fost condus? Nu, de mama a fost condus. Domnul profesor, de, a fost condus de Dimitrie Asturza. Zi? Dimitrie Asturza. Primul ministru, liberal. Primul ministru era Dimitrie Asturza pentru numele lui Dumnezeu. Liberal, ca și? Ca și Brăteanu. Șeful normal. Partidului Liberal. Nu greșești, președintele Partidului Național Liberal era Dimitrie Asturza, care și-a dat demisia în 1909. În fine, hai să mergem, să nu se creadă cumva că am eu... Zi-mă de statul cultural, că de la început vrei să zici nu, de statul cultural. Nu, vreau să spun o altă poveste fascinantă. Zi. Povestea weekendului. Te-ai gândit vreodată cum am ajuns noi, românii, și nu numai românii, occidentalii, să avem un weekend? Nu. Prin povestea poveștilor, al lui Creangă. Nu? Eu, Doamne... Ian, te rog frumos, nu te uita la această emisiune. Tăticul, uneori, tăticul tău, care da, mă, e profesor de limba română... Tu ai auzit de povestea poveștilor? Evident. Ai citit-o? Da. De ce ai citit-o, mă, pornografule? Pentru că a fost... Nu mai știu, într-o carte? Și tu crezi că copiii noștri nu o să citească povestea poveștilor la Lucreangă, cum am citit-o noi? Dar la o anumită diferență că eu am citit-o în studenție. Păi, în 1990, după Revoluție, atunci a apărut, a fost un tiraj. Că dacă apărea mai repede, o citea mai repede. În fine, atunci am citit diferență. Nu zi, dragul Bagi, povestea weekend-ului mai sunt exact 5 minute. Să-ți văd logica și inteligența ta sublimă și maestoasă. Acum deja am luat-o și o razna, că fac gestul. De la început ai luat-o razna, dar eu tot am medicația ți-am dat eu. Te-ai gândit vreodată cum am ajuns noi, lumea asta occidentală, să avem un weekend? Nu știu. Serios acum. Nu m-am gândit. Eu un weekend, la cât muncesc pe tipul săptămânii, dorm până la 9 uneori. Meritul e al evreilor. Nu aveți? În sfârșit. Naționalist, vorbim frumos despre evrei. Meritul este al evreilor. De ce, oameni buni? Sabatul. Sabatul. Și persecutarea evreilor, pogromurile, adică faptul că evreii în Europa Occidentală, în regimurile monarhice și cam antisemite toate, nu-și puteau ține sabatul. Și atunci evreii, cum se iei evrei, bă, trebuie să inventăm ceva. Și ce-au inventat? Au inventat weekend-ul, adică și creștinii să aibă două zile. Dar ceea ce e fain și fascinant e că pentru a avea weekend s-a dus o bătălie politică îngrozitoare. Cu ce? Iarăși nu-i atent la mine, nu știu ce face, ar afla și el lucruri utile, dar el știe una și bună, Transilvania independentă... Eu am zis Transilvania independentă, termină-mă prostiile astea. Autonomie... Autonomie, da? Dar zi, mă! Mă enervează că nu ești atent. Bătălia s-a dat la conferința de pace de la Paris. Sabin German, mă ascult? Zi, că după citez eu niște chestii. Bătălia s-a dat la conferința de pace de la Paris...
și a fost inserat în Tratatul Minorităților. Sâmbăta liberă, sâmbăta, și a fost o revoltă aproape unanimă, și cine făcea jocurile acolo a fost baronul de Rothschild. Da. Adică conducătorul finanțelor mondiale prin familia de Rothschild și marele rabin al Parisului. Nefericirea politică, și aici a fost una dintre marile erori politice ale lui Brătianu, și așa am pierdut Banatul, Sabin German. Că altfel nouă ne revenea Banatul până la 40 de kilometri de Belgrad. Sigur, dar tu mai zici că Brătianu a fost... Nu, dar eu sunt stare să recunosc și erorile lui. Le-am scris. Da, odată așa la 50 de ani. Nu, dar am capitol în carte cu erorile majore ale lui Brătianu. Asta a fost una dintre ele, pentru că nu l-a ascultat. În teritoriul unei țări, tu nu mai ești om politic, nici om de stat, ești o loză. Asta a fost Brătianu. Dar vorbești prostii, iarăși. Cum poți să-i spui lui Brătianu că a pierdut teritorii când a dublat teritoriul României? Cum o dublam? Păi îți reamintesc, până în 1918 era România mică. Bă, dacă vrei să... Știi cum se adresau liderii minorităților în Parlament? Care era formula prin care se adresau în Parlament când își țineau un discurs? Care? Îi rog pe reprezentanții Imperiului Român să mă asculte. Ma. Nu-i de râs. Nu cumva Ardealul s-a unit cu Uite, România în, dacă mai facem în virtutea unei drept? Propun să discutăm la conchet, ai auzit despre imperialismul românesc. Bun. Ai auzit de droadul la conchet? Dreptul de cuceritor? Amintit de Traian Vuia, în corespondența lui cu avocatul Dobrin de la Paris, care este foc și pară împotriva ceea ce a devenit Ardealul imediat după Unire, și a spus... Ați făcut greșeala că nu le-a spus românilor care s-au adunat cu entuziasm la Blaj și la Alba Iulia, nu le-a spus că de fapt Unirea s-a făcut în baza Droadului la conchet, dreptului de cuceritor, și că nu, până la urmă... Teza... În... Nu, este nu. Teza lui? Nu, asta este teza revizionismului maghiar. Bă, Traian Vuia, avocatul Dobrin, ăștia nu erau unguri. Asta e nucleul acțiunii revizionismului maghiar. Tu, Traian Vuia vorbesc, nu Traian Vuia. Traian Vuia. Ăla, asta aeroplanistul nostru. Asta e esența tezei revizionismului maghiar. Vezi, aici sunteți naționaliști, că nu sunteți în stare. Dar nu, de ce cum mă faci, faci naționalist Traian Vuia? Când în toate actele, în toate acțiunile revizionismului maghiar, pe asta s-a mers? Mă, de ce e pierdută? De ce la Muzeul din Alba Iulia nu este originalul actului Unirii, decât copia? Ai văzut vreodată originalul actului Unirii la Muzeul din Alba Iulia? Știai că nu există? Dar nu discutăm despre asta. Hai că nu vorbim despre asta, mai sunt 2 minute. Uite ce mi-a trimis, că tu zici, vai, de ce nu ești atent? Sunt atent la lucrurile care se întâmplă în țara asta și o să-ți citesc. Îmi trimite Corina. O asistentă medicală ce face minuni și salvează vieți cu puținele medicamente, materiale și ustensile într-un spital, are salariul de 1000 de ron. Cunosc o femeie în vârstă de 83 de ani, care nu a cotizat nicio oră la CAS, dar a fost soția unui activist PCR și are pensie de urmaș de 2200 de lei. Și sunt nenumărate exemplele, dar și atunci să nu mai comenta cazul, că nu de comentez, ce? Stai puțin, nu mă pune iarăși pe mine în opoziție cu tine, că eu sunt, în chestiunea asta mergem braț la braț, mai ales în ceea ce privește salarizarea profesorilor și a cadrelor medicale, fie ei medici, fie ele asistenți, ce sunt. Cum poți distruge tăria unei națiuni? Păi pe două domenii, prin educație și prin sănătatea publică. Am spus-o și o spun, nu numai tu o spui, că tu ești mai vocal, ai spațiu mai... Tu de ce nu ești mai vocal? Păi cât apuc și eu să zic acum aici, la tine, în emisiune. Cum să... Eu nu sunt revoluționar ca tine și nici demagogul șef al Ardealului. Dar de ce, mă, că eu arăt ce... Eu sunt demagog șef că vorbesc de o activistă... O nevastă de activist ce, nu chestiunile PCR. Astea, nu în chestiunile. Dar în chestiunile care? Știți, eu Novăcescu, eu Escu, nu suport să aud lumea cum vorbește fără litere mari când vorbește cu rector, suflet, om, cultură. Eu, Escu, am o problemă fundamentală. Are obsesie cu da, bă, eu am profesorul meu, rectorul Universității Babeș-Bolyai, eu nu am profesorul Ioana Aurelcu. Omul ăla n-are nicio vină. Dar când văd că voi scrieți suflet cu ficat, sumare... Pentru că și pe alții îi doare la ficat. Auzi, bă, nu mai încerca să... Bă, nu mai fi lingău. Că o să zic ăștia că ești lingău. Cu ce, mă? Am zis eu vreun nume, dar când văd... Rector cu mare, suflet cu sumare. Eu despre un singur om am scris că era începutul... Era vrei începutul, să-ți dau de pe blogul tău? Începutul cuvântului. Trebuie să ieșim. Novăcescu, revinoți.
Trăim într-o țară frumoasă, populată maro. V-am pupat până săptămâna viitoare. O să... Îl fac pe omul ăsta să tacă, îi dau și distonul calmul și rezolvăm toate problemele României. Nu uitați, o nevastă de activist pe cere, care nu cotiza niciodată la CEASE, are 2200 de lei pensie. O asistentă care salvează vieți are 1000 de lei, la fel ca un medic. Trăim într-o țară minunată, domnule Novăcescu. V-am pupat, dați repede genericul să nu mai comenteze domnul.